Aproximativ 30% dintre români spun că principalul motiv care i-ar determina să încheie o poliță de asigurare de viață îl reprezintă veniturile mai mari, arată cea mai recentă ediție a barometrului UNSAR-IRES privind percepția riscului și cultura asigurărilor din România. Pe locul secund în acest top se situează o mai bună informare despre beneficiile asigurărilor, urmată de o experiență nefericită. De altfel, asigurările de viață și cele de sănătate se află în topul polițelor de care românii au fost interesați în 2022. Conform aceluiași studiu, un român din patru declară că evenimentele din ultimul an i-au crescut interesul pentru asigurările de viață. În ceea ce privește gradul de informare cu privire la asigurări, 4 din 10 români se declară acum a fi bine și foarte bine informați. Internetul reprezintă principala sursă de informare, urmat de televiziune, 60% dintre români declarând că folosesc paginile web și platformele de social media pentru a se interesa despre asigurări. Din dorința de a fi și mai aproape de români, în contextul în care nevoia de informație privind soluțiile de protecție financiară rămâne în continuare una importantă, UNSAR lansează o nouă ediție a campaniei de educație financiară Gata pentru Viață. Noua campanie Gata pentru Viață este dedicată tinerilor între 18 și 35 de ani și are drept scop o mai bună conștientizare a riscurilor la care ne expunem și a beneficiilor pe care le aduc asigurările de viață, cât și cele de sănătate, în condițiile în care deficitul de protecție din România se situează la o valoare semnificativă, a declarat Adrian Marin, președintele UNSAR, potrivit unui comunicat al organizației. Nu este ușor pentru nimeni să se gândească la situații neprevăzute, cum ar fi un accident sau o boală, care îți afectează viața zi de zi, cu atât mai mult pentru tineri. Ei sunt însă primii care trebuie să știe că, indiferent de vârsta pe care o avem, este important să fim alături de cei dragi și să știm ce soluții avem la îndemână pentru a ne proteja financiar, a declarat Alexandru Ciuncan, director general al UNSAR. Barometrul UNSAR-IRES a fost realizat în mai 2022 pe un eșantion format din 1000 de respondenți cu vârsta între 18 și 50 de ani. Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România reprezintă 20 de campanii de profil. Acestea dețin o pondere de aproximativ 90% din piața locală de asigurări. Activitatea UNSAR are drept obiect apărarea și reprezentarea intereselor asiguratorilor și reasiguratorilor din România, participarea la îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniul asigurărilor, promovarea activității de asigurări în România și promovarea dezvoltării cât mai durabile a industriei de profil pe plan intern și internațional. Din anul 2007, UNSAR este membru cu drepturi depline al Federației Asiguratorilor și Reasiguratorilor Europeni Insurance Europe.